Bună dimineața și la mulți ani tuturor românilor. 1 decembrie. Bobo. Da, cum spuneam. Este 1 decembrie, este marți și suntem 30 de 4 ore, cred, și 8 și 9 minute. Da, pentru că George a zis că îl durea foarte tare în partea dreaptă, am crezut că e apendicită, a sunat la salvare, a plecat cu ei la spital, zice că doctorul crede că nu ar fi apendicită, îi fac niște analize la sânge și acum așteaptă să iasă și a făcut și o radiografie să vedem despre ce e vorba, încă nu știu, încă e la spital. Și cum vă ziceam, este ora 9, 8, 8 și 10 minute. Tot încerc să-l mai culc pe Matei, dar văd că nu vrea să doarmă. El cred că s-a trezit pe la 4 și un pic, cam așa. Dar nu o să mai dureze mult și o să adormă la un moment dat, pentru că are câteva ore de când e treaz. Și cam așa deputat de luna noastră, prima zi din luna decembrie, 1 decembrie, o să vă pun acum și niște filmări de ieri, am mai filmat, am făcut niște cornuri cu ciocolată și cu dulceață de cutui și am făcut și Matei două simple, anis ieri, prima zăpadă, am făcut și o ciorbă de puia la grec și am stat prin casă. Acum, frig, acum am ieșit și cu Matei un pic, a luat aer și am intrat înapoi în casă. Și cam atât pentru un moment. Aștept să văd ce mai spune George. Doctorii de pe ambulanță dimineața zicea că dacă nu e apendicită, nu cred că e caz de internare. M-au pus să-i pun pantalon, tricou, chestii de schimb. Le-a luat cu el, dar acum să vedem. Poate are noroc și nu o să îl interneze și să nu fie apendicită. Matei, ce faci acolo? Haia! Păi cad ușele alea pe tine. Da, nu ai voie să umbli cu ele. Da, cam atât pentru acum și ne vedem pe parcursul zilei. Zici tu bună! Pentru aia! Ce arăți? Iar pentru că George s-a întors, mă apuc să-i despachetez bagajul. Pusesem un rucsac ăsta. Are doar o colică renală, am înțeles, i-a dat tratament. Și se fac curat. Aici în cameră și la baie să deschid geamul să se aerisească. De regulă eu când mai schimb lenjeria mai dau cu iumul de ăsta. Sau nu știu cum se citește. E adus din Turcia. Și îl dau pe haine câteodată când calcă mami sau peste lingerie, că am făcut curat. Gata, am terminat. Aici mai am de luat șervețelele astea, că am șters și oglinda.
la șifonier, am lăsat geamul rabatat să intre puțin de, puțin de aer. Puțin aer, chiar dacă am ținut eu ușa deschisă și geamul. E soare deocamdată. Se scurge de la strășină apa. Și cam atât am avut aici. Am schimbat lenjeria, am șters praful, am dat cu aspiratorul și acum să dau un pic cu parfum, să zic eu, ăsta la pilotă și într-un baie. Am dat cu aspiratorul și în baie și pe hol și în partea cealaltă, dar mă duc să spăl cu cif. Gata și baia. Mai am un pic de dat cu mopul pe jos. Am spălat toaleta, geamul, oglinda, chiuveta, aici avem prosoape, acolo parfumuri, chestii. Și cam atât cred că abia mai arătat. E simplu așa, în goală. Aici mai trebuie un geam între toaletă și duș. Mai stropim acum, nu e problemă. Da, mai dau aici un pic și ies. Terminat și pe aia. Avem câteva albușuri de la ciorbă de, de pui la greacă, am făcut și anul doar gălbenușurile și mă apuc să fac două checuri. S-a făcut ora 3, fix chiar 4200 de pași. Până acum am fost jos, mi-am mai adus ceva din produsele care le aveam pe la baia de jos. Aici am niște prinsdase de plătoare. Folosesc uleiul ăsta acum pentru păr. Am consumat ceva din el. Foarte, foarte, foarte bun. Am o spiriuță de dinți. Ultimul umblat mate, cu ea mi-a zăpăcit-o. Mai am crema asta de corp. S-a primit cu totul la George. Și asta o mai folosesc. De la Ivan. Pentru față. Iar acum vreau să iau autocolant. Să pun pe geam. Că se vede de la... Vedeți acolo vecinul? Da. Geamul ăsta e un mortar. Trebuie să merg pe afară să-l șterg. Da, aici am multe chestii depozitate afară pe balcon și n-am cum să ajung. Și vreau să pun acum pe geam. Să-mi se mai vede, ca să pot să-mi fac duși liniștit. Dacă se vede cum stau eu la duș aici, se vede fix așa. Și nu vreau. Așa că mă apuc de treabă. Și gata. E un pic strâmb pe aici, dar nu are nimic. Nu se mai vede nimic acum afară. Yay! Good job! Iar acum am să pun pe glavul ăsta, chestiile care le folosesc des. Asta îmi dau după duș, după baie. E un melon lusitan, miroase foarte frumos. Să-l termin. Asta pentru fiecare baie, la fel îl folosesc. Următorul după parfumul ăla va fi ăsta de la Lidl, care miroase bestial. Foarte frumos și ăsta miroase. Crema, care la fel o folosesc. Ăsta, Lady Minion. Ăsta cred că are vreo 3 ani de zile, dacă nu mai mult. O să-l pun aici sus, că nu mă dau chiar atât de des cu el. De acasă nu mă dau cu el. Asta e spray pentru baie. Asta lui George. Am să-i le pun tot aici pentru că și el mai are deschise parfumuri aici. Și să le termine astea, să ne desfăcute. După asta să-l termine după la H&M. Dar miroase frumos. Nu știu, pare a fi de fată, de bărbatie, dar mi se pare că merge și la fată. Cred că e... Îl las și pe aici. Așa. Iar ăsta la fel să-l termin. O las tot acolo. Iar restul, asta e un gel de duș de la George, e jumătate, dar de fapt cred că o să-i las aici și o să-l termine. Eu
deci am terminat unul ăsta de la Avon. Mai, nu prea mai e de un duș. Zen, cu mandarină și asumie și aurgel. A fost foarte... Adică miroase frumos, a primăvară, așa, vara, ceva cald, mai un pic. Dar o să iau sticla să o arunc. Nici nu știu ultima oară de ce nu am aici încă, nici n-am pus nimic. Încă aici încărcătorul de la baterie, asta e al lui George de se bărbierește. Am să le las așa de fapt dată până mă hotărăsc eu. Uite așa. Ce și cum pun acolo. Asta e un sitru, îl am de foarte mult timp și încă nu l-am terminat pentru că nici nu-mi place prea mult cum miroase. Sinceră să fiu. Ăsta. Să-l iau și-l arunc. Să-l se pun. Uite, așa, periuța de dinți, de fapt, îl am adus George pe partea asta, nu? Periuța cu George și asta a mea. Să-i la fel, deodorant, dar lui George, care o să-i las aici. Și cu asta. Așa. Are și parfumul și deodorant, periuța de dinți aici, asta e adusă de el, a avut un orice acum când a fost și mai rămbut în ea și a adus-o înapoi. Bun, asta iar trebuie să arunc cola de duș, asta mai am, mi-a mai rămas autocolant. O să-i pun aici și pe el. Cam atât. Aici mai am odată să mă spăl cu Science-ul ăsta. I-am de mătreață, acum i-am luat de la Clear. Dar e sus, trebuie să-l aduc ca mătreață de aia grasă, ca coji se fac în cap și nu mai suport deja. Și am două persoane, două vecine pe stradă care mi-a scăpat cu Clear-ul ăla, a scăpat de ele și a doua oară când m-am spălat, dar parcă am și mai mult. Poate o fi efect de asta și își revine după. Acum George se spală cu ăsta de la Science. De la Science, doamne, de la Avon. Asta e gelul de duș al lui Matei. Îmi place foarte mult mirosul nivelul ăsta, dar o să-l schimb. Îl spăl de foarte mult timp, deja am plictisit de mirosul ăsta. Și aici am tot un gel de duș de la L'Occitane. A fost în pachet cu, cum îi spune, parfumul de vila. Am arătat cum mai un pic în el să-l termin. Asta. Asta de aici, cu asta și cu o cremă de măi. Asta la fel. Dacă l-am terminat pe ăla de la Avon, uite, o să-l termin și pe ăsta. Da. Și cam atât. Cât s-a făcut ceasul. Un sfert de oră deja a trecut de când am intrat în baie. Da. Merg să mănânc câteva clementine. Matei doarme. Am mâncat grătar mai devreme că am făcut în George. Și de acum încolo mare lucru nu o să mai facem. Se trezește Matei și o să ies un pic cu el pe afară. Afară s-a lăsat ceața. Am zis prima oară că am ieșit să arunc astea. Unde mai e încă puțin zăpadă. Am ieșit, am crezut că face cineva grătar, că e fum. Dar de fapt nici nu știu dacă se vede prin telefon, dar e ceață. Uite, am pus și noi tricolor acolo. Și s-a aruncat astea. Ia ce ceață s-a lăsat. Mai avem un tricolor acolo. Azi a fost bine, n-a pus frig de fapt. Și se apac rufele astea în casă. Mai am o tură, dar s-a uscat. Am spălat două dimineața, una s-a uscat. Și acum astea de închise să le bag, să fac crocadă. Acestea sunt checurile. Aveam multe ouă Kinder de la Matei, doar ciocolata rămasă și am pus pe deasupra, chiar și în interior. De asta am și făcut să folosesc albușurile și ciocolata. Aici ce am rămas de la grătar, am avut mici, cărnați și piept de porc. Iar aici murăturile mele asortate, știți voi, de asta toamnă care le-am pus. Floarea asta am găsit-o pe stradă aruncată, doar rădăcina, cu rădăcina afară, față a unei porți și am luat-o. Și a treia frunză care dă din ea.
Zi, papa. Papa. Noapte bună. Asta a fost primul vlogmas. Ne uităm la desene și imediat ne plecăm. Mama, zici tu, papa. Ce vrei să arăți? Desenele? Da, uite. Ne uităm la desene. Zi, papa.